În contextul războiului din Ucraina, multe state din Europa sunt îngrijorate cu privire la rezervele de gaze naturale și că Rusia ar putea să oprească robinetul la un moment dat, fiind afectate mai multe țări. România nu este atât de dependentă de gazele rusești, comparativ cu Republica Moldova sau alte state din Europa. Iar senatorul liberal Vasili Căpotecă spune că, din acest punct de vedere, țara noastră nu este chiar atât de afectată. Din punct de vedere al României, suntem una dintre cele mai puțin expuse țări din Uniune, pentru că noi luam undeva între 7 și 10% gaz rusesc, era un gaz de completare. România are câteva soluții, are soluții la problemă pentru acoperirea necesarului. România deocamdată nu are problemă, adică în depozite este suficient gaz pentru următoarea perioadă, dar pentru această diferență de gaz sunt soluții interne. Acum am început să dăm drumul la investițiile în Marea Neagră și să începem să facem exploatări de acolo. Am ce făcut să facem interconectarea cu gazul care vine pe Grecia-Bulgaria. Deci soluții pentru România sunt de acoperire acestui gaz. Parlamentarul Hunedoreanu consideră că problema cea mai mare în prezent este creșterea prețurilor la facturi și ce trebuie să facă statul român să regleze prețul gazului, în așa fel încât să nu asistăm și la alte majorări în perioada următoare. Problema noastră de bază este la cât îl achiziționăm și cum facem noi în acest moment să reglăm prețul gazului în așa fel încât să nu intrăm în această spirală care se numește facturi mari și creșteri la prețurile la energie pe care le avem în mod real la această oră și deocamdată și din punct de vedere al viitorului nu știm cum va arăta la cât se va stabiliza prețul și la gaz și la petrol. Germania se pregătește să raționalizeze gazul. În România lucrurile sunt mai așezate din acest punct de vedere. Iar Vasili Căpotecă spune că au făcut celule de criză prin care solicită să se facă economii pentru că s-ar putea să existe raționalizări în materia gazului și petrolului în aceste țări ale Uniunii, care sunt foarte puternice și care încă lucrează cu rușii, adică nu s-a întâmplat nimic în materie contractuală. Contractele sunt onorate zi la zi pentru gaz și pentru petrol în Germania. Putem vorbi despre această raționalizare și în România? Nu, deocamdată nu putem vorbi, dar o să ne raționalizăm datorită, și am început să o facem lucrul ăsta, datorită prețurilor care au venit. Pentru că este foarte clar, dacă la gaz și pe la putem să mai avem anumite, pentru că mai avem producție internă și avem soluții interne, la petrol lucrurile sunt foarte clare, adică cumpărăm petrol și prelucrăm și benzina și motorina va fi cât va reieși din achiziție. Senatorul liberal a mai precizat faptul că se încearcă găsirea unor soluții la nivel intern pentru ca prețurile la benzină și motorină să nu mai fie majorate, iar una dintre ele ar fi scăderea accizelor și a taxelor speciale.